invitat în ședința ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția domnului primar. Constat că la ședință sunteți 10 domni consilieri, lipsește domnul Luncanu Petrică. Este întrunit vorbul pentru aprobarea punctelor de pe ordine de zi. Invitații la această ședință sunt reprezentanți ai televiziunii Exclusiv TV. Mulțumesc! Aș vrea, înainte de a da cuvântul doamnei președinte de ședință, Leahu Aglaia, să analizați procesul verbal din ședința anterioară. Dacă aveți ceva de comentat, dacă nu, să le supuneți spre aprobare în forma aceasta sau modificată. Privind acordarea unei subvenții din bugetul public al Comunei Secuieni, județul Bacău, pentru finanțarea funcționării Serviciului Public de Salubrizare, inițiator primar Dumitru Cosmin Dariu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADIF, inițiator primar Dumitru Cosmin Dariu. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 54 din 31 august 2016, privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Secuieni. Inițiator, primar Dumitru Cosmin Dariu. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție a personalului din cadrul UAT Secuieni. Inițiator, primar Dumitru Cosmin Dariu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale, sau care au sediu social pe teritoriul UAT Secuieni în urma depunerii cererilor acestora. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. Prezentarea rapoartei de activitate domnului viceprimar și a consilierilor locali. Și o să avem și diverse. Și mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării de reparații gard împrejmuirii grădinița din Comuna Secuieni, sat Secuieni, județul Bacău. Dacă se scrie cineva pentru discuții. Eu, Luncanu Margarete. Da. O să începem cu proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții de bugetul public local al Comunei Secuieni. A fost discutat ieri în ședința pe comisii. Toată lumea a fost de acord. O să punem spre dezbaterea, spre vot astăzi. Cine este pe? Înainte de vot, dacă îmi permiteți, domnul primar, da. Am rămas totuși neînțeleasă pentru el și aș vrea să-mi comunicați dacă mașina gunoiului va veni la absolut toată lumea și va lua gunoiul și când. Dar vezi de mașina Romprestului? Da. Da. Mașina de gunoi o să vină începând de săptămâna viitoare, dacă avem hotărârea de Consiliu aprobată, o să vină la fiecare cetățean în parte. Cum a venit și până acum, o să luăm, o să avem flux normal, începând cu săptămâna viitoare, cu ziua de vineri. Fiindcă de 4 luni de zile, la mine nu s-a ridicat nimic. Nu s-a ridicat în toată localitatea, nu doar la dumneavoastră. Da. Bine, eu am vorbit și toată localitatea, bineînțeles. Și am înțeles, dumneavoastră, v-ați spus din dumneavoastră, pentru că reprezentați comunitatea, nu doar pe dumneavoastră. Bineînțeles, dar am o cerere care discutăm la diverse. Sigur. Da, bine. Bine. Alte nelămuriri și neclarități dacă mai aveți pe acest proiect de hotărâre? Nu. La diverse? Deși la diverse. Aici, dacă aveți proiectul acum, la proiectul cine mai are? Lunile astea care nu s-au plătit. Care nu s-au plătit. Nu, vorbim de proiectul ăsta de hotărâre. De proiectul ăsta, dacă aveți nelămuriri, pe proiectul ăsta de hotărâre. Cu sumele care au fost. Sumele le știți foarte bine. Sunt 14.213 din decembrie 2017, ianuarie 2018. Două luni care nu s-a prestat de către Romprest și Ecosud,
suntem în instanță, așteptăm o hotărâre, după care mai avem 43.814, care se împarte în, tot la fel în două sume, către Rom, Pres și Ecosud, care și aici suntem tot la fel în instanță, pe, pe ordonanță prezidențială, care vom vedea ce se întâmplă. La articolul 3 se spune foarte clar că plata sumelor de bani se va face doar pentru asigurarea funcționării serviciului de salvizare, fără ca acesta să, să reprezinte o recunoaștere a pretențiilor noastre, da? Urmând să decidă instanța de judecată, dacă îi să dăm bani, banii care îi dăm acum pe hotărâre de Consiliu Local să rămână către ea deși ecosut, o să rămână hotărârea în picioare, dacă nu, adisul și ecosut o să le dea banii înapoi conform hotărârii judecătorești. O singură problemă ar mai fi, doamna președinte, dacă îmi permiteți. Deci pentru cetățenii care au dat, au plătit acest serviciu și... Noi vorbim de proiectul ăsta de hotărâre. Restul discutăm la diverse, discutăm de dumneavoastră. Dar din câte am văzut, nu v-ați scris la diverse, ați scris doamna Luncamă. Da, dar... Păi scrieți, ce v-ați scris? Nu, de clar, l-ați scris eu. Da, haideți. Alte probleme, dacă mai... Proiectul numărul 1, mai sunt alte discuții? Nu. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, s-a adoptat proiectul numărul 1. Proiectul numărul 2, hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Discuții? Are cineva făcut? Cotizația e aceeași care o dăm de mulți ani și... Dar foarte, foarte pe scurs, avem o, putem să facem parte din această asociație, nu s-a mărit, a rămas la fel ca în ceilalți ani. La articolul 2, dacă ați văzut, se mandatează domnul viceprimar, având, funcție de, având calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală. Și în rest, rămâne la fel ca și în anii precedenți. Dacă nu mai sunt alte discuții, îl supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abține? Proiectul este aprobat. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 54 din 31 august 2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunii Secuiești. Am discutat și ieri. Proiectul trecut. Mai vrea cineva să aducă vreo lămurire sau... Nu. Domnul primar, vreau să spun ceva de aici? În afară că s-a modificat acest tabel în care este doamna doctor în locul dumneavoastră doamna consilier și doamna Avram, referentul de achiziții, a rămas neschimbat. Domnul Bălăiț în locul domnul Topal. Da. Da, sunt trei modificări. Da. Doar atât. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul este aprobat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții personalului din cadrul UAT Comuna Secuiești Bacău. Inițiator. Da. Cine mai are? Aici am spus și ieri și mă repet și astăzi. Deci sunt de acord cu compartimentul urbanism, este nevoie. Iar la compartimentul comunicare, relații cu publicul, registratură și petiții, și așa organigrama este suficient de încărcată, propun să fac prin cumul de funcții. Doamna consilier, dumneavoastră aveți proiectul de hotărâre în față și n-ați înțeles despre ce este vorba. Da, am înțeles perfect. Păi ce ați înțeles? Că nu știți, nu știți ce votați. Noi vorbim de modificat un... Un statut de funcție, nu vorbim de făcut, nu vorbim de angajări. Iar nu știu despre păi ce dacă este vacant și dumneavoastră pe vorbim de un post vacant, nu vorbim este de un post vacant, eu nu sunt la postul ăsta vacant. Dar este vacant, nu aveți cum să nu fie vacant, dacă este deci vacant, trebuie să noi avem asta în gramă. Deci asta este opinia mea, eu nu sunt de acord cu angajarea. Dar nu facem angajări, nu am început asta pe voi să eu vorbim. Nu se știe, de unde știți dumneavoastră? Dar deja sunt și cereri, domnule primar, de cine nu? Cum să fie cereri? Dar nu, cereri se fac... Dom'le, asta este opinia mea și vă rog să fiți părere. Doamna consilier, se fac în urma scoaterii postului la concurs. Da, deci eu nu sunt de acord cu asta. Suntem afară discuției dumneavoastră. Da, deci noi vorbim de un proiect de hotărâre prin care modificăm un statut de funcții. Știu, nu vorbim de angajări. Deci nu sunt de acord. Funcția asta este vacantă. Așa nu sunt de acord. Păi dar nu e...
Dar puteți dumneavoastră să fiți de acord cu... Dar e opinia mea, de ce vă opuneți? Dar nu mă opun, dar este o funcție care... Că eu nu sunt de acord cu ea. Păi dar am zis că o chestie prin urmează, urmează încadrarea, de ce nu? Asta e, urmează încadrarea și nu sunt de acord cu ea. Așa e cea mai chiar. Nu este, doamnă, nu este nicio încadrare. Deci eu nu știu, mi-am scris de la secretar, așa cum am spus eu, vă rog frumos. Dumneavoastră puteți să consemnați ce vreți, dar v-am spus, sunteți pe din afară. Nu, sunt pe din afară, o să vă spun la momentul potrivit că nu sunt pe din afară și tot aici vă spun, uitați cu televiziunea. Păi da, doamnă, dar noi v-am spus, noi acum vorbim de un proiect cadrările și așa organigrama este supra-solicitată. Da, organigrama ați aprobat într-o altă ședință. Noi acum modificăm doar... Dar nu putem aproba nici la închinit așa. Bine, da. Deci când să punem la vot, dumneavoastră să fiți în votul sau abțineți. Da? Deci... Punem la vot proiectul numărul 4, privind modificarea statutului de funcții. Cine este pentru? Așa. Este împotrivă? Păi împotrivă sau vă abțineți? Împotrivă. Împotrivă. Bine. Trecem la proiectul numărul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuirea directă crescătorilor de animale, membri ai colectivității sau care au sediu social pe teritoriul OATSE-CUIEVA. Și ieri am discutat ce spunea domnul Vici, s-au modificat, s-au scos cavalierele, că am înțeles că oamenii nu vor să ducă cu cai să pască pe stradă comunal. Și atunci au... Da, s-au mai modificat aici, ca și numărul de... Și doamna Doina a spus că animalele până în un an de zile, nu știu ce greutate, consumă masă verde mai multă decât un animal cu o mede mare. Totuși, nu trebuie aici cavalii. Da, dar... S-a modificat raportul, adică nu da, s-a luat în calcul s-o ca și suprafață. Da. Da. E același lucru care l-am dezvoltat și el și l-am analizat. Da, înțeles, da. De aceea singura modificare a fost asta. Are cineva purtat o discuție pe marginea proiectului? Ieri a fost aprobat, astăzi. Este cineva care vrea să discute? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este aprobat. Asta suplimentare care l-a spus astăzi cum trebuie jumătate, până acum. Da. Înainte de penultimul număr din ordinea de zi, vreau să rog consilierii să aprobe suplimentarea ordinii de zi cu un proiect care a apărut astăzi, care este important pentru comuna noastră. Sunteți de acord? Da, sunt de acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării de reparații gard împrejmuire grădiniță din comuna Secuien, sat Secuien, județul Bacău, inițiator primar Dumitru Cosmin Dabu. Și aici așa, da. Am înțeles, am cerut lămuriri înainte de... Și într-adevăr, sunt lucrări de reparații, pentru că două părți sunt deja cu gard. Trei părți. Da. Așa de o complicare, dacă îmi permiteți. Da. La acest proiect am dorit să avem la ca material. Deci, un deviz de lucrări, suma cât costă și nu sunt reparații, că aici nu este gard deloc la grădiniță. Este, doamna Lucanu, pe trei părți, numai la intrare. La nord avem parohia Secuien, la vest avem domnul Cuiban Cornel și la est avem tătarul Ion. Deci este și una și alta. Avem toate trei, la cele trei. Dar fața nu are, fața nu este. Fața este dată jos, că știți foarte bine când... Trebuie făcută din nou. Trebuie făcut de jur împrejur. Da, deci dacă să ne prezentați un deviz de lucrări... Păi în momentul când o să avem devizul, da, o să intrăm cu el în ședința din Consiliu ca să putem aproba indicatorii tehnico-economici. Da. Noi vorbim de proiectul respectiv. Vreau să suntem pe din afară. Nu suntem pe din afară, vrem lămuriri, domnul primar. Păi,
Doar de asta și sunteți aici. Proiectul în sine, dacă... Aprobăm proiectul în sine fără debit și fără sumă. Nu vorbim de bani acum. Nu, am menționat dacă ați fost atent. Acum, s-a trebuit să-l aprobăm întâi pe comisie, nu? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Deci, proiectul este aprobat. Acum avem prezentarea rapoartelor de activitate. Trebuie să le citim sau să le predăm? Cum am făcut eu la trecut, tot la fel de da, spune, că v-ați spus da. La consiliere. Da. Da. Cum ați avut pretenții că s-au auzit ce am făcut eu, vă rog frumos că vreau să auziți ce ați făcut dumneavoastră. Da, bine, ați auzit, da. Am puține acolo. Ai, nu pot să cred treaba asta. Cum? Nu pot să cred treaba asta. Ai. Da, pui dăm pământ. Cine vrea să înceapă? Hai să citesc eu ca să în anul 2018 am deplinit funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunii Secuieni și aceea de membru în Comisia de Specialitate. Am participat la toate ședințele ordinare, extraordinare și pe comisii. Pentru fiecare ședință pe comisie sau de plen al Consiliului Local am luat la cunoștință ordinea de zi, am studiat proiectele de hotărâri propuse, procesele verbale în ședința anterioară, iar în ședința pe comisie am dezbătut problemele supuse avizării, solicitând în anumite situații detalii și explicații de la factorii responsabili din cadrul primăriei Secuieni sau din partea inițiatorului de proiecte de hotărâre. Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului a fost una eficientă. Ori de câte ori am considerat că punctul meu de vedere este necesar și oportun, am luat cuvântul și mi-am susținut opiniile. Poftiți! Cam slabă activitatea noastră. Asta am făcut. Eu nu o contest. Activitatea noastră o contest este... Una de strângută. Sunteți așa sigur? Să ajungem la mine, după aia discutăm. Da, altcineva, ca să nu pierdem timpul. Hai, o luăm... Hai să încerc să nu văd că da? Emoții. Da? Cine are emoții? Da? Poftiți, domnul consilier. Da, am fost anul trecut și anul ăsta, din păcate, este un pic mai scurt față de cel de anul trecut. Da. Deci, raportul de activitate... Nu vreau să fiu format, nu dau vină pe sticlă. Deci, raport de activitate anual. Prin acest raport de activitate aduc la cunoștință activitatea mea de consilier local desfășurată în Consiliul Local al Comunei Secuieni în anul 2018-2019, în temeiul articolului 51 alineatul 4 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001. Deci, am exercitat mandatul de consilier local. Pe parcursul anului participăm la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, în mod activ, luând la cunoștință ordinea de zi și studiind proiectele propuse, iar uneori solicitând explicații suplimentare. În calitate de președinte al Comisiei pentru Activități Economice, Financiare și de Mediu, am participat la toate ședințele de comisie, în cadrul cărora am analizat documentele aferente proiectelor de hotărâre, solicitând pentru a fi înscrise și spre aprobare pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local. Am votat întotdeauna proiectele pe care le-am considerat valabile și favorabile cetățenilor Comunei Secuieni, dar am și amendat prin vot unele proiecte pe care, a căror propunere a căror punere în practică ar fi fost ar fi afectat interesul comun. Activitatea de consilier local pe care am desfășurat-o a fost în folosul comunității și a cetățenilor comune, indiferent de natura proiectelor. Am urmărit rezolvarea lor acolo unde a fost cazul, dar acestea se desfășoară într-un ritm foarte lent, ineficient și, din păcate, nu se reușește dezvoltarea comunei în niciun domeniu economic, social, gospodăresc sau al infrastructurii. Cam acesta este, pe scurt, arătat activitatea mea de consilier local în perioada 2018-2019. Mulțumesc!
Dau și doamna Rocanu. Activitatea mea de consilier local am derulat atât în ședințele locale, în cadrul Consiliului Local Sepiene. Am fost prezent la toate ședințele convocate și inițiate de domnul primar al Comunei Sepiene la Comitul Cosmin. La fiecare ședință am luat cuvântul, am participat la dezbaterile din ordinea de zi, prezentându-mi de fiecare dată punctul de vedere. Ședințele s-au desfășurat în liniște și au avut scop și interes din partea consilierilor față de subiectele prezentate. Dacă mă refer la întâlnirile mele cu cetățenii, pot arăta că sunt în mare măsură nemulțumiți de serviciul de salubrizare, care nu întotdeauna au beneficiat de acest serviciu și au fost mai mult de atât obligați să-și plătească un serviciu care nu a funcționat. Apoi, sunt nemulțumit pe fondul iluminatului public, stradal, pentru satul Vălen, Berminceni, Chiticeni, o parte din satul Fundeni și o parte din satul Secuieni, unde s-a anunțat de fiecare dată, chiar dacă s-a remediat, a fost pe termen scurt. Ca consilier local, recomand ca cei doi polițiști comunitari din cadrul primăriei Secuieni să facă vizite mai dese prin comună pentru remedierea gunoailor aruncate necontrolat și noaptea pentru asigurarea liniștii și să observe acolo unde iluminatul nu este unde iluminatul este defect și s-a adus la cunoștință domnului primar. De la raportul de activitate a consilierului am ajuns să facem propuneri, am ajuns la diverse. Da. Deci nu ați înțeles nici măcar ce înseamnă raportul primar, de activitate. Domnul primar, nu mă mai contraziceți, asta este recomandarea mea, ca consilier. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc, da? În primul și în primul rând, în afară de raportul doamnei Lea Pavlai, am observat că domnul Petrică Lunga, mă știu dumneavoastră, în afară să participați la ședințe de consiliu local, ceva n-ați făcut. Și vă... Noi vorbim, iar intrați peste mine. Deci ce am citit de raportul de activitate? Deci mi se pare chiar de angajat să ridicați pretenții atât timp cât veniți la ședințele de consiliu și ridicați doar mâna și nu vă interesează... Bunăstarea cetățenilor. Deci ridicați, nu mai mănaveți. Păi numai asta faceți, dumneavoastră, din raportul de activitate. Nu ați spus că ați făcut, ați participat la acțiuni de dezăpezire de... Nu, că ați plătit banii grei pentru dezăpezire, nu trebuie să-l păi, da, dar trebuie... Da. Dar nu v-am chemat acolo, poate doamna voastră, să asistați, să asistați... Dumneavoastră n-ați venit într-o ședință, să ne faceți un raport prin care nu... Ar becul prin comună, să le spui și nouă... Nu, dar nici la mine, eu nu mă pot bucura. Păi și cine a spus că asta în raportul de activitate, că ați făcut o... V-am dat telefon și, într-adevăr, ați remediat. Doamna, eu mă opresc cu discuția aici, că văd că... N-are rost să ne contrăm în... De ce să este raportul eu și eu să luăm ca atare? Da, observ educația dumneavoastră, că nu știți să respectați antivorbitorul, da? Dumneavoastră... Da. Raport de activitate pentru perioada 2018-2019, subsemnat Antonie Bădeleugen, în calitate de consilier local al Comunei Sepieni, în județul Bacău. În această perioadă am participat la diferite activități. Am participat la ședințele de consiliu local în care am aprobat diferite proiecte de hotărâri pentru binele cetățenilor comunei noastre. Am adus la cunoștința domnului primar, respectiv domnului viceprimar, diferite situații cu care s-au confruntat cetățenii comunei noastre. Am participat la construirea casei mortuare și a unei magazii la biserica din satul Chiceni. Am participat la transportarea și descărcarea diferitelor materiale de construcții. Am efectuat lucrări cum ar fi izolație exterioră, casă mortuară împreună cu domnul consilier Brănșteanu Gheorghe. Am lucrat tavanul acestei case, am fixat, montat uși, geamuri de termopan și mi-am adus aportul și la alte diferite lucrări de curățenie care s-au făcut la această biserică în binele cetățenilor din localitatea Chitice. Domnul, vreau să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și să dați exemplu doamnei consilier ce înseamnă activitate de consilier. Nu să stăm să scrim pe Facebook și să criticăm lumea. Deci exemplu dumneavoastră, da, vă felicit. Domnul primar, asta e... Dar vă felicit pentru activitatea dumneavoastră care v-ați indicat pentru comunitate. Conform la ceea ce am făcut, n-am... Da, dumneavoastră a venit și a spus ce a făcut. Nu ați venit să-i dați indicații pentru poliția locală. Știți că n-am încărcat cu nimic, este ceva real. De asta v-aș fi felicitat și vă felicit după dată. Și dați exemplu continuare la colegii dumneavoastră de partid. Domnul Dențu. Raport de activitate. Subsemnatul pentru Ionel Ciprian, consilier local din Comuna Secuieni.
am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare, am fost de acord cu ordinea de zi, am participat la construirea unui pod. Vă mulțumesc! Raport de activitate 2018-2019. Sunatul Găleautat din Comuna Secuiești, județul Bacău, sunt consilier local din partea partidului AVE. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare. Am fost de acord cu tot ce s-a votat în binele Comunii Secuiești și binele cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Mișteanu. Mulțumesc! Eu n-am să continui prea mult cu cititul raportului, din cauza că mult din ceea ce am scris eu aici au fost spus domnul Andor. Domnul Andor, din satul Chitice. Vă rog frumos să citiți chiar tot ce a scris acolo. Asta nu e o laudă, nu e o ceva care să spuneți exact. În plus la ce am mai participat, eu am împrăștiat carta pe drum din deal de la Chiticeni de acolo și am discutat cu anumite persoane, anumite probleme din satul Chiticeni. N-am putut să vin în Secuiești pentru că aici sunt destui consilieri care pot discuta cu dânsii. Problemele care s-au ridicat în parte au fost rezolvate. Unele sunt în curs de rezolvare, printre care se știe și domnul primar și domnul vice despre ce este vorba. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Daniel. Raport de activitate. Mă numesc Cunzache Daniel, din Comuna Secuiești, județul Bacău, și sunt consilier la Consiliul Local Secuiești din partea organizației PSD. În decursul mandatului meu de consilier, pe perioada anilor 2018-2019, am fost și sunt prezent la toate convocările stabilite de primăria Secuiești. Am dat vot favorabil proiectelor de pe ordinea de zi și împreună cu colegii mei din Consiliu dezbatem problemele comunei noastre. Indiferent de culoarea politică pe care o reprezentăm, mai trebuie să fim conștienți că bunul mers al comunii depinde de noi, cu speranța că vom realiza câtuși de puțin din ceea ce este necesar comunii, realizări care să prindă rădăcine și să fie în folosul cetățeanului și al nostru. Avem nevoie de multe servicii și beneficii, cunosc lipsurile și nevoile din satele comunii noastre. Sper ca în viitor să fie bine și să nu dezamăgim cetățenii care ne-au acordat votul lor de încredere, sperând la o viață mai bună și un trai mai decent. Domnul Vurulea. Raport de activitate. Subsemnatul Vurulea Dan din Comuna Secuiești, județul Bacău, sunt consilier local la Consiliul Local Secuiești din partea organizației PNL. În decursul mandatului meu de consilier 2018-2019, pot spune că am participat la toate ședințele de comisii și ordinare și extraordinare, la care am fost de acord cu tot ce s-a dezbătut în folosul comunității și bine tuturor pentru un trai mai decent. Da, scurt și cuprinzător. Doamna Drașcu. Raport de activitate. Consilier Drașcu Camelia Cristina, al Comunii Secuiești. Vă prezint raportul de activitate pentru anul 2018-2019. Am participat la toate ședințele ordinare, extraordinare și de specialitate. În cadrul ședințelor de comisie am luat la cunoștință ordinea de zi și am studiat proiectele de hotărâre, am susținut și am fost de acord cu toate lucrările propuse și de alți domni consilieri. Vă mulțumesc! Domnul viceprimar. Raport de activitate. Atât ultima legătură activitatea în baza atribuțiilor stabilite prin dispoziția legea numărul 205-2009, modificată și respectată legea privind administrația publică locală, precum și a celorlalte acte normative în vigoare. Atribuții privind servicii publice asigurate cetățenilor, coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, luarea măsurilor pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență care apar în diferite ocazii, luarea măsurilor pentru asigurarea inventarierii evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute de articolul 36 alineat 5 litera A D, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrative teritoriale. Asigurarea elaborării planurilor urbanistice prevăzute de lege de supunerea aprobării Consiliului Local pentru respectarea prevederilor acestora. Îndrumarea, coordonarea și controlarea activităților din piețe, târguri și oboare.
măsuri pentru igiena salubritatea locurilor și lucrărilor publice și pentru bună funcționare a acestora. Alte atribuțiuni încredințate de primar sau Consiliul Local. Am participat la toate ședințele locale unde am votat favorabil toate proiectele inițiate de către domnul primar. În anul 2018 am beneficiat de sprijinul necesar pentru a-mi rezolva sarcinile care mi-au revenit având ca suport sprijinul domnului primar Dumitru David Cosmin și al dumneavoastră al membrilor Consiliului Local. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru citirea acestui material. Acum, la punctul 8 avem diverse. Nu știu dacă cererea asta trebuia, analizarea cererii lui doamna Muncanu la Consiliul Local, ceri ceva de la noi? Păi sigur, cere de la noi, de la Consiliul Local, noi avem o hotărâre de dată. A, uite, ești doamna secretară, dar președință. Dacă ați ajuns la mine, poate îmi dați voie să mă susțin. Vă rog. Da? Domnule primar, am considerat că domnule primar trebuie să iau patrie. Subsemnata Roncano Margareta din Comuna Secuiești, județul Bacău, vă rog să fiu scăzută de la serviciul de salubrizare pentru lunile februarie, martie, aprilie și jumătatea lunii mai, atunci era, dar acum se completează cu toată luna, deoarece în această perioadă nu a venit mașina să ridice gunoiul. În cazul în care în continuare nu se va ridica gunoiul, voi veni cu alte cereri pentru scadența la plată. Domnule primar și domnilor consilieri, cred că nu este normal să plătești un serviciu care nu este, de care nu beneficiez. Eu întotdeauna mi-am achitat toate datoriile la primărie până luna martie. Anul ăsta n-am plătit gunoiul și voi plăti. Dar vreau să fiu scăzută atât timp cât nu mă pot beneficia din serviciu și atât timp cât eu nu mi-am făcut groapă în spatele casei să-mi arunc gunoiul și așa mai departe, nu merită să dau un ban pentru un serviciu care nu-l folosesc. Doamna președinte, dacă vreau să mă... Da. Da. Doamna, cam în primul și în primul rând m-aș fi bucurat să aveți același spirit civic în continuare să faceți o cerere în numele comunității, dar dumneavoastră nu vă apărați doar interesele dumneavoastră. Deci, eu nu știu care și cum să o luăm noi. Mă lăsați să vorbesc, nu v-am întrebat, am fost de bun simț, vă rog frumos la fiul și dumneavoastră. Na, cu groapa de gunoi care v-ați făcut-o în spatele casei și ați dat foc acolo sau ce ați spus mai devreme, o să anunțăm și noi organele competente să vedem dacă aveți voie să faceți acest lucru. Ce aparține de salubritate și foarte bine că în lunile precedente am fost am avut câte o mașină pe lună de la câte o mașină pe lună de colectat. Cum am discutat și de la primul proiect de pe ordinea de zi, am spus că o să deblocăm de luna viitoare, o să propun, o să vin cu proiect de hotărâre prin care o să scadem cetățenii care au plătit până acum și nu s-a prestat, că nici noi nu am plătit către rom, prin 600, o să facem un proiect de hotărâre prin care o să-l aprobăm ulterior și atunci o să fie și dumneavoastră scăzută. Dar v-ați spus, m-aș fi bucurat să faceți o adresă prin care să o și punctați în raportul dumneavoastră de activitate pentru comunitate, nu doar pentru dumneavoastră. N-ați înțeles niciodată că dumneavoastră reprezentați Consiliul Local, nu pentru dumneavoastră ca și persoană, da? Domnul primar. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog. Da, sunt terminați, să-ți vă dau replica. De, nu dă replica, replica, sătul de replici. Replica, să-ți dau replica, care condamnat are dreptul. Mi-ar face plăcere să vă ocupați mai mult de interesul cetățenilor, cum fac și ceilalți consilieri, să nu vă puneți pe dumneavoastră pe primul loc, să nu mai aruncați, să avem grijă. În primul și în primul de mediu înconjurător. Dumneavoastră, ce exemplu dați în fruntea comunității care prezentați o comunitate și un partid? Spuneți că v-ați făcut groapă în spatele casei, dați foc la gunoi. Dar nu am spus să dau foc, de ce exagerez? Dar ce faceți? Le băgați în pământ. Eu cu restul menajeri le arunc în îngrășământ, iar o hârtie și ce mai este, ea îi dau foc, nu dau foc la... Păi cum să dați foc, doamne, la hârtie? Păi nu dau foc, e groapa mea și ce... Ai groapa dumneavoastră. Eu nu am maculat groapa. Da, doamne, dar mediul este al nostru, groapa o fi a dumneavoastră. Da, în spatele casei mele, cum mă învăța mama Dumnezeu, este așa era la mine, da. Ce ați făcut, domnul primar, pentru cetățenii ăștia care tot îi ridicați să sfere? La ce vă referiți, domnul Luncanu? Cu referitor la gunoi. Vorbim de cererea domnului Luncanu sau vorbim la diversie? La diversie. Păi așteptați când ajunge la diversie. Da, doamna Luncanu, spuneți dacă aveți deci, ceva. Deci eu nu am putut să fac o cerere în numele comunității, fiindcă mașina a circulat pe anumite
arterii. Eu nu am știut, nu m-am dus eu acum să văd că aveți persoane care sunt plătite cu bani grei. Revin la polițiștii comunitari care trebuie să meargă să vadă unii nu intrat, unii nu intrat mașina. Vă rog frumos, lăsați-mă din pun sincer, am trecut din gură. Vă rog să taceți dumneavoastră din gură. Deci vă rog frumos, deci acești doi polițiști comunitari trebuia să știe exact unii intrat, unii nu intrat mașina. Eu am făcut în numele meu pe motiv că eu sunt în cauză. Când dumneavoastră ați făcut, noi v-am adus la cunoștință în fiecare ședință și v-am spus, nu vini cu noi, las că vine, nu vini cu noi, las că vine. Nimeni nu este obligat, mai puțin eu, să vă plătesc niște bani, nu dumneavoastră, profesorii care nu mi-au făcut serviciu. Deci eu mă obligați la un moment dat să fac o adresă către garda din mediu și să vină în comună Secuieni. Ca să, cel puțin, dacă tot aveți atâta ură asupra persoanei mele și a altora din acest consiliu, să hai să începem un război. Dumneavoastră mi-ați promis odată că ați îngropat să curea războiul. Vă că o dezgropați. Dumneavoastră decideți. Da, mă, haideți ca să, dacă este înaltă, vreau să fie următor. Situația aceasta neplăcută e tocmai din decembrie, ianuarie, de când am supus pe ordinea de zi spre aprobare un proiect de hotărâri prin care să dăm deficitul Romprestului și Ecosudului, prin care dumneavoastră ca și consilier local nu ați aprobat. Din cauza asta este acest disconfort pentru cetățeni. Dacă îmi permiteți. Și pentru, dar lăsați-mă să termin. Și pentru toată localitatea de nu vine mașina de gunoi. Cu proiectul de pe ordinea de zi de astăzi, cu subvenționare din bugetul local, a somelor aferente deblocării salubrizării, o să preluăm cursul normal și nu o să mai fim nevoiți să purtăm aceste discuții. Dar problema este întrebător. Prăutatea a spus, este la ea acasă, dar nu din partea mea. Cred că ar fi bine să discutăm chestii constructive pentru un posibil local despre comunitatea noastră. Și să le rezolvăm, doar din discuții suntem sături. Da. Vis-a-vis de, că ați spus că am aprobat, păi ați venit de trei ori, mi-ați chemat aici domnul primar și ați spus să aprobăm că n-aveți bani. Dumneavoastră, la indicația dumneavoastră, consilierii toți aici am venit. La indicația dumneavoastră am venit. Să aprobăm sau să nu aprobăm? Să nu aprobăm, dumneavoastră ați venit. Păi, doamnă, dar na. Păi, dar sunteți șeful nostru, sunteți primarul comunii. Deci am să ascult dumneavoastră, le ascultăm dumneavoastră. Ne-am consultat împreună. Doamnă Lucanu, atunci, na, sunt șeful, dacă așa mă considerați, rămâneți acasă cu toții și vă aduc proiectele, numai că semnați ordinea de zi de acasă, așa vreți. Ne-ați adus de trei ori, de trei ori ne-ați adus, de trei ori n-am spus niciodată. Și am trecut de trei luni de zile, n-am beneficiat. N-am zis nimic, băi, nu venit, hai că s-a întâmplat, nu știu ce. Dar chiar în continuu nu se poate. Dar și cred că în asentimentul meu este toată comuna Secuieni, care este înglodată în gunoaie. Păi v-am spus care este motivul. Acum o să cheie. Am înțeles, să ne remediați și asta de asta. Gata, nu mai are rost să avem două procese pe loc. Avem încredere în dumneavoastră, știu când ne susțineți cauza și cu asta de asta. Gata. Aș vrea și să, pentru diverse, să spun și eu două vorbe. Lumina în chițieni nu funcționează. Una. A doua, am mai discutat și în alte ședințe de șanțul ăsta de la șoseaua națională și până la podul ăla la Valea Bun. O mălit acolo toți astea. Trebuie un șanț mai adânc, făcut mai adânc. Sapat cu cupa, nu cu roata tractorului, că așa nu facem nimic. S-a stricat toată porțiunea aia. Din deal la vale iar merge apa pe drum. Iese din curte de la X, de la Cutărică, de la Spulerică. Eu nu mai dau nume, nu mai dau nimic. Trebuie verificat, văzut și luate niște măsuri, că nu, așa nu o scoatem la cap. Lasă domnul vice să vă iesă. Domnul Pătilă, dar dacă tot spuneți că iese apa din curtea lui X, lui Y și știți, de ce vă feriți să dați nume și domnul premiune? Domnul vice, ia ascultați-mă un pic. Spuneți-mi. Eu nu mai repet greșelile din trecut sau nu știu ce. Problema e în felul următor. Dumneavoastră, în calitate, eu nu mă cert așa, dar eu vă spun opinia mea. Și eu sunt consilier, eu aduc la cunoștință anumite situații care se întâmplă în locul și așa, și dumneavoastră ca viceprimar sunteți obligați să veniți la fața locului să studiați terenul, nu de pe scaun din primărie. Nu de pe scaun, de acord? Și chiar am fost, chiar am fost. Dacă dumneavoastră, un pic, dacă dumneavoastră ați fost acolo și știți exact la persoana XY de unde se întâmplă treaba asta, ce măsuri ați luat? Și chiar și la dumneavoastră este apa din la mine? Da? Îmi pare foarte rău, trebuia să faceți 2 metri mai la deal să vedeți că am ocolit cu un șanț. Să ducă apa în urmă. La mine s-a stricat terenul. În curtea dumneavoastră mă faceți acum ca să intrăm în niște discuții. Ce să facem? Eu am ocolit, am făcut eu șanțul cu sapa. Dumneavoastră sunteți primul care nu vă curățați șanțul.
Vă punem, discutând aici problema cu gunoaiele și cu toate selectivii și noastră, dumneavoastră sunteți primul care a spus, am trecut prin fața porții dumneavoastră și mi-am fost rușine să vă spun, imediat după ședință, aveați gunoaie de tot felul, adică gunoaie însemnând crenci, puse în saci de plastic și toate astea. Nu, erau puse în saci de plastic? Da, da, da. Ce are fost treaba asta? Nu mai vorbim, domnule, pui o crengie în saci de plastic. Eram chiar cu domnul primar și încă cu două persoane mașină. Îmi pare foarte rău, n-am scris într-un lucru, vedeți că nu? Eu am făcut în casă, am făcut demolare, am stricat niște chestii acolo, modificări. Și am scos normal în fața porții mele moluzul. După care l-am încărcat de acolo și l-am dus știu eu unde. Care e problema? Trebuia unde să ne duc în grădină. Dumneavoastră nu procedați la fel, stați la casă sau la bloc. Nu, eu nu procedez la fel. Atunci, vedeți, dați-vă seama ce discutați. Eu chiar îmi dau seama de ceea ce spun. Nu prea vă dați seama. Veniți la fața locului, studiați problema acolo, vedeți ca viceprimar ce măsuri se pot lua și cu tare și nu spuneți mie că eu sunt vinovat și de la mine ies la... Nu, n-ați spus că sunteți doar dumneavoastră și dumneavoastră sunteți vinovat. Îmi pare foarte rău, așa e terenul. La mine e altfel față de la Cutărichișe. Domnul... Eu am ocolit, dacă vă uitați atent, am ocolit cu un șanțuleț făcut din mine personal ca să ducă apa noastră. Din cauza asta mi s-a făcut un șanț de jumătate de metru mai bine, adâncim în fața porții, nu pot să urc în curte din cauza asta. Asta n-ați văzut-o, nu? Nu, dar... Păi atunci lăsați-mă în pace. Eu văd că sunt pace. Păi dacă nu... Sunteți subiect exact Lăsați-mă cineva la diverse? Da? Trebuia să vă înscrieți. Am întrebat cine se înscrie la diverse. Atunci nu mai vorbesc, da. Nu, dacă aveți ceva de șantul de la Șoseaua Națională și până la Vale la Pod, acolo v-am spus. A fost făcut anul trecut. Șanțul a fost făcut anul trecut. Da, dar foarte prost a fost făcut. Foarte prost. Un șanț de 30 cm, 40, acolo trebuie șanț ca lumea, noi am făcut tasat, dar știți ce înseamnă la șanț? Știți ce înseamnă un șanț făcut mai mult de 30 cm și consolidare din beton pentru că se rupe tot din cauza apei. Nu se macină. Acolo nu e din deal la vale ca să rupă apa. Nu, e din deal la... Acolo e aproape drept terenul. Am înțeles. Domnul, o să ne ocupăm. Domnul Brănișteanu. Eu n-am să vorbesc prea multe decât un singur lucru. Există lege hotărâtă de noi, care de la 50 de lei la 1000, amendă, care nu-și face proțenie în dreptul lui, a porții, așa, așa. De ce nu o punem în aplicare? O să o punem, asta ar însemna să asta ar însemna în propunție de 100% să amendăm toată populația din... Nu, domnul vice. Ba da, eu un avertisment, nu-și face treaba atunci... Am dat avertismente. Asta înseamnă să amendăm 100% toată populația. Vă spun sincer. Nu nimic, problema primării. Așa o să facem. La propunerea dumneavoastră, așa o să facem. Noi am încercat să informăm cetățenii, am stat de vorbă, ne-am gândit că dacă le dăm amenzi, o să fie mai greu și pentru noi când încărcăm la bugetul local cu datorii și vă dați seama că nu suntem atât de bogați și nimeni din comună atât de bogată cât... Dar la unii ar trebui, la unii ar trebui. Da. Înțeles, la care simțim că, sincer, chiar nu este bună voință, apoi și o să acționăm și o să... Să-mi dați și mie telefonul de la mediu, la cineva de acolo. Nu se mai poate respira în satul Filipeni, de la comunitate. Dacă dai telefon la mediu, la ta și domnul primar, am fost pieteneață. La care se dă foc gunoaie de grajd, care îl scoate acolo în spațiul de grajd, îi dă foc și este mirosul ăla de sufoci. Nu e problema de bălegar cu miroase, e problema de focul, de fumul care iese și intră în casă. Știu că s-au dat niște amenzi în comună asta, dar puteți vorbi și cu domnul primar, pentru doamna Margareta, că plec, ridic, chema mediu. Ce se vorbesc cu eu, doamna Leacu? Dacă spune, dar ce te interesează, că nu-mi dai o foc. S-a auto-aprind. Ei, da. Apoi s-a auto-aprind decât dau chitul. Poate vreau colegii consilieri să ajute, vorba domnului primar, să... Pentru indemnizația care o primim, nu știu dacă chiar să ne țineți drogii. Nu am vorba de indemnizație, dar... Problema este următor, că apropo... Eu aș propune să facem voluntariat, consilieri, să vedem care sunt de acolo. Singura problemă este indemnizat. Eu mă scriu la voluntariat. Și eu. Tot să spune că nu se trăiește din indemnizația de consilier, nu știu. Nu, nu avem nevoie de indemnizație, nu mai facem discuții, hai să venim să... Participăm la toate ședințele voluntariat. Poate nu ați înțeles. Corect, dar dumneavoastră vreți să faceți, dar restul vin din cauza banilor, nu vin pentru... Deci pentru... E, nu chiar așa.
Nu spun că n-ar fi și aia bine venit. Sunt și aia bine venit. Dar vreau să spun, dacă hai să facem ceva pentru comunitate, hai să facem voluntariat. Așa este. Problema se pune ca și consilier, dacă stă de vorbă cu omul din satul care îl reprezintă și vorbește la modul frumos și i-am explicat cum domnul Bădilă a ridicat problema și mi-ar fi spus, domnule, am stat de vorbă cu 10 oameni și le-am spus, nu știa țeava de acolo, să-ți fac curățenie în fața porții, ar fi altceva și după aia eu să vin să iau măsurile, nu? Că eu îi știu pe toți, toți. Nu există casă unde să nu facă lucru care au fost ridicat domnul Bădilă. Domnul Bădilă vine și spune, domnule, vreau să mi se facă, vreau să mi se facă. Dar nu am luat măsurile ca și consilier, ți-a luat la conștiință. Domnule, să vorbești, domnule, te rog frumos. Răspunde, domnul Vici, eu i-am spus la cineva, știți ce mi-a spus? Da. Dar ce funcție ai mai ale doamne? Ești primar sau vice? E adevărat, doamnă, dar nu este problema. Nu mai bagă la ceva. Exact cum ne ducem și facem politică aici în ședințele. Vedeți că îmi puneți prea mult de umăr, nu? Poftim? Nu, dar nu v-am pus, domnul. Dar cum să văd eu ca consilier, doamne? Și aduc eu, adică, și rezolv problemele astea care... Dar nu trebuie să vă duceți doar să explicați unui om, domnule. Așa ar fi normal să facem, ca să ne ajungem la situație. Cum poți să-l oblig? Mergeți împreună cu domnul Vici. Domnul Bădilă, eu o să vin în Chivicea și o să vin voi în bine. A, nu mergeți, dar nici nu mergeți, domnule. Nu, pe dumneavoastră să ridică problema. Dar eu merg, dar și dumneavoastră aveți obligația ca și consilier să mergeți acolo ca să ridicați problema. Nu merg, de ce să merg? Gata, vă rog frumos, să prea întindem discuția. Nu oprim aici, da? Mai are cineva un subiect? Da, eu... Da. Nu, dumneavoastră trebuie să veniți aici să vă ridicați problemele personale și să veniți la caserie și să vă luați banii. Atâta trebuie să faceți dumneavoastră. Și dumneavoastră ce faceți? Vă plimbați în Italia și înapoi veniți și vă luați banii? Ce faceți dumneavoastră? Ce ați făcut, domnule? Ce ați făcut de 2 ani jumate? Când ați intrat pe scaunul ăsta, spuneați că înainte de a intra. Spuneați că ce-a făcut Eugen Bădilă în satul ăla? Așa. I-a dat ajutor social românică, nu? Da, și ce? Dar dumneavoastră ce ați făcut, domnule? Știți că mă duc eu. Foarte multe lucruri. Anume, exemple, dați exemple. Ce ați făcut din 2 ani jumate, 3 ani de zile? Ce ați făcut? Mi-este rușine. Un port în ce ați făcut? N-ați făcut nimic. Mi-este rușine să stau la o discuție din asta jos. Dar vă rog frumos, discuția o luat-o în altă parte față de ce aveam noi aici. Nu încercați. Trebuia să vă înscrieți la început. S-a înscris numai doamna Lucanu, acum pentru că s-a scris alții, dau cuvântul și domnul Lucanu și gata. Mulțumesc. Deci, domnul primar, apropo, referitor la raportul meu, să știți că n-am venit în ședință ca să ridic mâna și să votez așa cum ați afirmat dumneavoastră. Dacă mi-aduc bine aminte și ceilalți consilieri pot spune, am fost singurul pentru primii, pentru puținii care am ridicat probleme cu gunoi, cu iluminatul, cu alea. Deci n-am venit numai să ridic mâna, domnul primar. Eu mie nu-mi stă în caracter să cobor ca să vin să arunc cu noroi. Și nu este treaba mea ca și consilier să mă duc să mă bat eu cu lumea. Eu v-am adus la cunoștință, apropo și domnul Bădilă, dumneavoastră ca edil aici în comună, dumneavoastră să mergeți, să, dumneavoastră aveți funcția de decizie, nu eu. Eu ca și mă lăsați, nu facem un rol. Deci eu ca și consilier nu am atâtea drepturi pe cât aveți dumneavoastră, ca să ne înțelegem. Datoria mea de consilier este să stau, să văd probleme, să vi le ridic. V-am ridicat și cu problema din curbă, de acolo, din Vienori. V-am spus de șanțurile alea de la... Alea. V-am spus de balastaj, de toate alea. Ce s-a rezolvat? Nimic. Dar am venit și v-am spus. Nu puteți veni acum să aruncați cu gunoi să spuneți că eu am venit să ridic mâna, că mă jigniți. Deci ceilalți consilieri pot spune că nu am venit. Ba din contra, m-am bătut pentru toate problemele care mi s-au părut că nu sunt bune sau sunt bune pentru. Niciodată. Eu cred că ați avut sprijinul meu în toate proiectele care au fost bune pentru comunitate. Am venit și v-am întrebat și cu proiectul ăla. Apropo, sunteți foarte supărat pentru raportul care, de activitate pe care vi l-am pus, într-adevăr, să-l citiți, ca să pot să-l dezbat. Nu vi l-am pus, că nu-mi plăcea, nu făcea mare deosebire să vă aud că îl citiți. Vreau doar să punctez punctele care era cu terminația aia de finalizat, care pentru mine finalizat înseamnă un proces verbal, o recepție făcută, înseamnă terminat. De-aia am ridicat problema și am pus-o. N-ar rost să fiți supărat pe mine, raportul a fost pe 2018 și a scris finalizat. Finalizat înseamnă terminat. Și ați avut acolo mai jos, ați avut proiect cu iluminat stradal cu panouri voltaice, canalizare Italia. Că sunt început și terminate. Nu. A fost terminația sau denumirea a fost terminat. Pentru mine terminat înseamnă că trebuiau să fie început și terminate. V-a supărat degeaba. Eu doar am punctat ce. După aia, domnul viceprimar s-a supărat că... Haideți ca să terminăm cu mine, după aceea este domnul viceprimar. Mai am un pic și termin. Deci nu, și tot legat de raport. Deci vorbesc de la... Deci și cu domnul vice, n-am nimic cu el.
Dar doamne ferește, n-am deci, indirect s-a dus, când ați avut pe proiectul ăla, monitorizarea domeniului și trecerii domeniului public. Eu n-am nimic cu domnul Vici. Eu pur și simplu am discutat, punctat pe raport. Da? Chiar s-au făcut deci, lucrurile astea, am intervenit cu buldozer. Am venit și v-am spus la fundenea acolo de gunoi ăla cu pepă și cu toate minunile alea care se dau și zac acolo. Deci nu puteți să spuneți că nu vin la ședințe că se ridic mâna sau să iau indemnizația. Da. Dacă te-a pus... Da, chiar vă rog. Deci, în primul și în primul rând, nu știu cine v-a scris acest raport de activitate, că am văzut că v-ați cam portfoliile, nu prea, cam silabiseați. În al doilea rând, dacă tot ați spus aici în preambul legea 215, cred că n-ați citit-o cap-coadă și nu știți ce înseamnă legea 215 a activității publicii locale, ca să vedeți atribuțiunea are consilierul local. Și după aia dumneavoastră ați punctat aici trei, timp că raportul dumneavoastră vă citesc, da? În afară că a spus că în calitate de președinte a Comisiei pe activități economice financiare și de mediu a participat la toate ședințele, am exercitat mandatul de consilier local pe parcursul anului și am votat întotdeauna proiectele pe care le-am considerat valabile. Ați mai făcut altceva? V-ați spus foarte respectuos și ați ridicat mâna, altceva n-ați făcut. Că ați spus dumneavoastră că este un șanț la între Bărbinceni și Funden. Este adevărat, v-am spus și vă spun în continuare. Nu este șansul nostru, este șansul direcției de drumul județenii. V-am spus și ele, am discutat înainte de ședința de comisie și v-am spus unde să vă adresați. Noi am făcut adresa din cadrul primăriei, am făcut și postul de poliție. Nu vă mai bateți cu pământ, pentru că știți că noi nu suntem autogar aici. Suntem consiliul local și ne apărăm interesele și drepturile cetățenilor. Da? Vă rog frumos, citiți legea 215 care v-a scris-o aici în preambul cine v-a scris-o și haideți să facem... Nu fi în stare, nu contest. Îmi cer scuze dacă l-am... Deci totdeauna m-am cu ură vorbiți. Dar nu vorbesc, doamnă, asta este adevărul. Da, haideți să vedem, dar de ce nu vedem? Haideți să luăm de la capăt. Vorbim aici, mai spune aici domnul Loncanu că... Mai jos, da. Da, dar acestea se desfășoară într-un ritm foarte lent, ineficient și, din păcate, nu se reușește dezvoltarea comunei. Domnul Loncanu, păi vă spun acum, avem proiect de 2 milioane de euro pentru canalizare, care... Când e gata? Păi săptămâna viitoare începem. Când e gata? Avem până 2020-2021, avem trei de finalizare. Avem clădiri la evidența persoanelor făcute. Avem grădinițe făcute. Făcute din proiectul meu, domnul Urba. Doamne, lăsați proiectul meu. Ne-ați continuat. Doamne, lăsați. Nu vă mai luați la o, adică nu ați fost nici măcar să... Atât am putut. Păi atât ați venit dumneavoastră și n-ați făcut nimic. Dar n-ați făcut ceva. Doamne, în afară de vorbim școala, n-ați făcut nimic. Și v-ați spus geamul la casă. Eu geamul la casă? Lăsați o leacă asta. Ce ați făcut? Spuneți-mi un proiect de... Mi-am cumpărat trei tiruri, mi-am cumpărat bămâni. Ați luat, nu? Păi pentru dumneavoastră, doamnă, nu n-ați făcut nimic pentru comunitate, asta e problema. Ne vorbim de administrația publică locală, da? Da, socoteală, până astăzi. Prima dată rezolvați-vă dumneavoastră probleme, lăsați socoteală, vă dau în fața dumneavoastră aici și v-am spus foarte clar proiecte care le-am făcut și sunt în derulare. Nu, locul de joacă, platforma de la școală, derulmarea grădiniții. Platforma de la școală a fost făcută de banca mea. Doamnă, sunteți prost informată. Nu, sunt prost, foarte bine informată. Sunteți foarte prost informată. Este făcută pe mandatul meu. Doamnă, votată de dumneavoastră. Ea v-a spus, nu știți ce votați. Dumneavoastră ați votat pe mandatul meu. Dumneavoastră aveți o recursă în față de consilier. Nu, doamnă. Nu, că vă spun foarte clar, vă spun sincer. Noi reprezentăm. Noi suntem parlamentul. Sunteți parlamentul. Dar mi-este rușine să cred că dumneavoastră nu știți că ați votat pe mandatul meu. David Dumitru Cosmin, primar, comuna Secuiesc, dumneavoastră, nu știți că ați votat execuția platformii betonate de la școala gimnazială Secuiesc. Deci atât de prost informată sunteți. Și veniți doar să ridicați banii de la de aici, doamne. Și vă interesează... Dar ce bani mi-ai dat? Păi da... Pentru 10 lei, 100 lei, că dracu. Vorbiți de proiecte care spuneți că sunt făcute de dumneavoastră. Nu sunt făcute, doamne. Ba, da, dumneavoastră, deci când am preluat mandatul, trebuie să țineți cont că am preluat un fișier de SFE-uri. Dar eu am lăsat și am spus la toată lumea că ați continuat și este foarte bine. Da, spus, dar ce am continuat? Ați continuat credința că am rugat-o pe doamna Șotcan ca să vă... Da, am continuat să iau SFE-urile din birou că erau ineficiente și le-am arhivat. Bani din bugetul local, asta am făcut de pe urma mandatului defectuos al dumneavoastră. Ce mandat? Dar eu am avut banul, că eram primar din PSD și eram prieten eu la PSD. Ce bani am avut eu? Sărace de dumneavoastră. Păi chiar n-am fost sărace. Da. Da. Eu cred că nu mai au discuțiile astea aprinse. Lasă, nu mai e. Mai este. Dacă mai este ceva, nu mai este. Pe oarele de zi nu mai avem nimic. Vorbiți și de casa care v-ați făcut-o în... Am dat, mai primit sunt de ea, am dat să o contează.
Aveți dreptul de a... Gata, nu mai încetăm cu discuțiile astea. Asta s-a mai preocupat după... Dar mă rog, să știți că totuși... Eu am să am o școală personală. Da? Să știți că eu nu am dat fumătorul prin baza de recepție. Dar să știți că este mai dorit să fie fumătorul decât să fac trafic din mașini, deci carne, vii, drumuri, jocuri. Facem și vreți ce să fie fumătorul. Mai dorit să fie fumătorul. Un om ce să fie fumătorul. Doamna Lucan, gata. Păi gata, vă rog. Odată, îmi vine să regenerat ca să vadă tot județul ce... Da, v-a spus în adevăr, veste rușinic, ați fost măturătoare din baza de recepție. Nu e rușinic, nu. A fost laborant, n-a fost măturătoare. Mai fiind alte discuții, mai are cineva o problemă care să fie arzătoare, nu de servicii. Nu mai sunt. 10 ani. S-au epuizat toate problemele. Am început rușinic. Ordinea de zi a ședinței este epuizată și încheiem ședința.